Republica Moldova pierde o poziție în topul celor mai mari exportatori de vinuri în Federația Rusă. În condițiile embargoului selectiv aplicat de Federația Rusă, țara noastră pierde o poziție în topul celor mai mari exportatori de vinuri pe piața rusească, fiind depășită de Bulgaria. Potrivit datelor biroului Vamal al Federației Ruse, țara noastră s-a plasat pe locul 9 după volumul vinurilor livrate pe piața rusească în perioada ianuarie-august 2015. Exportatorii moldoveni au reușit să livreze 4 milioane de litri de vin. Comparativ cu situația din primele 6 luni ale anului curent, Republica Moldova a pierdut o poziție fiind depășită de Bulgaria. Pe primele trei poziții s-au plasat Spania, Italia și Franța. În prezent, doar câteva întreprinderi din Găgăuzia au dreptul de export a vinurilor în Federația Rusă. Cea mai mare parte a importurilor de vinuri moldovenești este efectuată de întreprinderea rusească Erdin SRL, care deține aproape 70% din livrările de vinuri moldovenești. În urma embargoului aplicat de Federația Rusă pentru vinurile moldovenești, o mare parte a vinificatorilor au depus eforturi semnificative pentru diversificarea piețelor de desfacere, precum și ameliorarea procesului de producere. Unii dintre producătorii de vinuri au declarat că refuză să revină pe piața rusească, chiar dacă embargoul va fi ridicat pentru toate întreprinderile din țara noastră. Potrivit datelor Oficiului Național al Viei și Vinului, în țara noastră se produc anual circa 150 de milioane de litri de vin.